închipuie și arată faptul că nașii voștri, Teodor și Elena, vă vor îndruma în cursul și în drumul vieții voastre, în tunelul vieții, pentru că astăzi veți păși pe curabia familiei voastre, unde de astăzi vă veți rămâni și veți stârni viața așa cum veți dori voi. Dar la Timonă va fi bărbatul și ea plătândă ca tar va fi femeia. Iar nașii voștri vor fi balizele care vă vor îndruma în mijlocul mării, adică a vieții. Așa cum Dumnezeu iubește pământul, așa te iubesc eu pe tine. Îți iubesc ridurile, pielea, toate greșelile tale sunt perfecte. Te iubesc enorm.